Dezastru complet. Nu e ceea ce mă așteptam după transferuri. Hai să vedem ce facem azi. Salutare dragii mei și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Turtonaș FM. Bine ați revenit la un nou episod din seria Road to Gloria Bistrița. Și încep prin a spune lucrul ăsta pentru că este posibil să se întâmple pe parcursul filmulețului să avem mai multe întreruperi. Voi nu le veți simți, eu da. Asta pentru că s-au hotărât astăzi câțiva vecini să construiască chestii cu bormașini mari și picamere și alte cele. Așa că în momentul în care vor porni ei, va trebui să opresc eu și tot așa, până când vom închega un filmuleț pentru a-l putea posta pe YouTube. Bun, atât aveam să specific din punctul ăsta de vedere, iar un alt lucru, încep filmulețul prin a-i mulțumi extraordinar de mult lui Yugi P pentru ceea ce a făcut cu canalul nostru de Discord. Pentru cei care nu știați, avem canal de Discord, regăsiți link-ul cu invitația pe pagina de Facebook. Ceea ce a făcut pe canalul de Discord este superb, un subscriber care s-a autopropus și care și-a dorit să facă lucrul ăsta și a făcut-o pentru noi toți. Așa că vă așteptăm acolo să avem fel și fel de conversații, atât despre Football Manager, cât și despre fotbal în general. Și vă garantez că o să vă placă și că o să aveți ce vedea acolo. Dar ca să ne întoarcem la oile noastre, cum ar spune cineva din conducătorii fotbalului românesc, am ajuns la etapa cu numărul 8 și suntem groaznici. Suntem groaznici pentru că am cam luat bătăi și bătăi mari, dacă e să începem cu 6-2 care ne-a administrat Craiova în prima etapă, groaznic. Dar erau lucruri la care mă așteptam, era lucrul acela despre care vorbeam și vă spuneam eu, care se bazează foarte mult pe Team Cohesion, care încă este pe roșu. Deci nu pot să am mari așteptări. Însă da, începem cu înfrângere, 6-2 cu Craiova, ne-a jucat în picioare. Un 1-0 cu Voluntari la Voluntari acasă într-un meci în care am jucat ceva mai bine, dar nu la fel, nu extraordinar. Mai multe ocazii pentru Voluntari, care au și marcat mai apoi în 86. Norocul meu a făcut că am avut 2-3 pauze de națională sau nu știu ce pauze au fost, dar am avut 3 pauze în care am putut să fac câteva meciuri amicale, să mențin oarecum un pic moralul la un nivel mai ridicat și să mai adaug încă un pic la Team Cohesion. 6-0 în primul amical, din nou înfrângere și din nou cu Dinamo, cum spuneam, am avut prima întrerupere și după aia înfrângere cu Dinamo într-un meci în care i-au jucat mai bine. Am încercat noi gen să revenim, dar i-au dominat tot meciul. Mai apoi un 3-0 cu Astra care e pe val, chiar joacă foarte bine, un 3-0 așteptat oarecum, deși am încercat din răsputeri să nu, dar tot am primit. Un nou amical unde ne-am mai redresat un pic și în sfârșit primul punct în Liga 1 pe anul acesta. Un egal cu Chindia venit în ultimul minut, ultima fază. Despre meciul ăsta aș putea spune că sincer am sperat la o victorie, am fost dezamăgit, dar mulțumit până la urmă și de punctul ăsta, mai ales când am văzut că revenim de la 3-0. Ei au condus 3-0, sub nicio formă n-am crezut că mai revenim și iată că am reușit să facem treaba asta. Lucru care ne-a dat moral suficient cât să învingem Botoșan 2-0. Primul meci bun, primul meci în care am meritat, primul meci în care am zis ok, începem să mișcăm. Mai apoi un amical și meciul cu CFR 4-1, greu de luat puncte aici. Și ajungem la ziua de astăzi, Hermannstadt și Gazmetan. Hermannstadt asupra noastră, Gazmetan un parcurs foarte bun până acum, dar sperăm să producem și acolo ceva surprize. Hai să inițiem meciul cu Hermannstadt în condiția asta. Ca și prima echipă a rămas cam aceeași. Modificarea singură ar fi că mereu sunt în dubii între Țârlea și Ionuț Radu. Ionuț Radu care a jucat mai bine până acum. Nascimento s-a transferat la noi, fapt pentru care a revenit și în, de fapt a intrat în ceea ce trebuia să fie locul în prima echipă. Stai să dau un available for loan, că văd că e lume care îl vrea împrumut și nu vreau să mă trezesc cu oferte. Potra Fernandao rămân la fel, Tineiu și Brasil, Tineiu care ia locul și a luat locul lui
nu Stelianu Filip, doamne, lui Ionuș Șerban în primul 11 datorită regulii Under 21, el fiind al doilea jucător Under 21, cu Victor Brasil, care este mijlocașul nostru celălalt titular, brazilianul de perspectivă. Sefer, care nu prea a jucat nimic până acum, Popescu și Răducan, slab, foarte slab atacul momentan în sezonul ăsta. Și cu singurul jucător de remarcat până acum, Patrick Gânțe, care are deja 6 goluri marcate. În rest, ca și rezerve, sunt aceleași. Pepe, care este neregistrat și atât. Nedelea, Ștefănescu, rezervele rezervelor, Mânărean, la fel, Jamie McDonagh, care nu mai prinde nimic, că nu mai are ce să prindă. Și cam atât. Bun, opposition, același cunoscut opposition pe care îl dau eu de fiecare dată. Sperăm, cum spuneam, să luăm 3 puncte de la Hermannstadt, chiar avem nevoie. Avem nevoie mai mult de moralul adus cu o eventuală victorie decât de punctele obținute pentru victoria în sine, sincer. Știți că sunt adeptul moralului cât mai ridicat pentru rezultate cât mai bune și atunci chiar avem nevoie de moral. Odată ce vom avea moral la un nivel decent și... și Team Cohesion-ul trecut pe verde, atunci voi începe și eu să ridic pretenții, ca să zic așa. Atunci voi începe și eu să doresc rezultate și așa mai departe. Până atunci, Dumnezeu cu mila, Doamne ajută, ce să zic, orice punct e binevenit. Știm oricum că ne vom juca soarta în play-out, nu... Sunt extraordinar de importante rezultatele din, mai ales din turul campionatului regulat. Știm asta de anul trecut. Nici anul trecut nu am început cine știe ce mai bine. Din câte îmi aduc aminte, parcă chiar am început mai prost. Dar sperăm să vedem acea îmbunătățire cât mai repede posibil. Iată, iar mai știu aici la o primă fază, deși părea că este pentru noi. Nu reușim să scoatem mingea de acolo și Vodă marchează. Alexandru Vodă, al doilea gol... Da. Superb. Ca și schimbări, nu am ce schimbări să fac. Lotul este unul foarte echilibrat. M-am uitat chiar inclusiv după astea 7 etape. Cresc de la etapă la etapă. Aici autogol, alu Potra. Ai de capul meu, minutul 11-2-0 Hermannstadt. Da, revenind la Lot, nu mai așteptam la un asemenea început de meci cu ăștia. Lotul este unul destul de echilibrat, chiar mă uitam înaintea meciului la jucători, având și foarte mulți jucători tineri, sunt de urmărit etapă de la etapă la etapă, asta pentru că mai ales având un progres rate destul de mare, orice meci orice încheiere de lună le pot aduce puncte la atribute noi pentru jucătorii respectivi. Și atunci am fost curios după primele 6-7 etape să văd dacă a început acea progresie a jucătorilor, progresie la care mă aștept, progresie pentru care lucrăm și probabil principalul obiectiv din sezonul ăsta să ajungem cu jucătorii respectivi la o anumită cotă și o anumită valoare. Și am fost surprins, dar în același timp mă așteptam să văd că jucătorii s-au apropiat foarte, foarte mult la nivel de current ability unii de ceilalți, la modul în care sunt extraordinar de echilibrați pe posturile lor, ca și valoare. Nu este diferență absolut aproape deloc între ei, lucru care mă face pe mine să pot să am mai multă mână liberă. Și uite că egalăm. Mă face pe mine să am mai multă mână liberă în privința alcătuirii primului 11, pentru că nu... Probabil de asta am și problema cohesionului momentan, pentru că încă nu am găsit un prim 11 consacrat. Așa cum vă spuneam, în afară de Gânțe, care este marcator constant, nu am alți jucători care până acum să mă fi pus în... nu știu, în situația de a spune ok, ăsta clar va fi titular. Nascimento, clar.
dar de-abia a venit, e al doilea meci pe care îl joacă, roșu pentru Hermannstadt. Ce-mi place că revenim în meciuri de-astea. Deci da, nu am, în afară de doi și portarul, Iniașu, trei jucători, până acum nu am alt jucător care aș putea să spun ok, tu ești punct fix în primul 11. Cum vă spuneam, Radu se alternează cu Țârlea, Potra, văd că nu prea e Potra din anii trecuți și îl pot înlocui liniștit cu un alt fundaș central. De ce? Cum să greșea la aia de respingerea vieții? Și au și un om în minus. Fernandão este tânăr, dar în același timp am și alți tineri care pot juca acolo. Tineiul e under 21, care uite exact acum probabil că îl voi și schimba pentru că are 6-9 și oricum e tânăr, dar este la nivelul lui Ionu Șerban, deci practic nu este Ionu Șerban cu foarte mult peste el. Brazil sau cum îl cheamă pe celălalt mijlocaș central, nici el nu se foarte regăsește momentan. Deci de asta zic, este destul de greu și avem foarte mulți jucători care pot intra și pot face diferența. Asta era ideea. Constantin și cam aia. Sefer, joacă groaznic, 6-5 în meciul de azi, medie dezastroasă, nu știu de ce. Nu știu, sunt multe semne de întrebare. Multe, bine, bă, deci jucătorul ăsta e genial. Patrick Gânțe, țineți-l minte. Bine, el e regent săracu, dar genial. Un jucător genial. Văd că au mutat la nivel de formulă, să schimbăm și noi opposition-ul. Deci de asta zic, sunt multe semne de întrebare. Și într-un fel mă bucură lucrul ăsta, pentru că înseamnă că avem de unde alege și că am făcut sau am construit un lot bun de jucători de unde să pot alege acel prim 11 care să dea cel mai bun randament, să obțină cele mai bune rezultate. Momentan nu suntem unde vrem. Clar, asta se vede. Sunt 3-3 cu Hermannstadt, cu un om în minus având Hermannstadt-ul. Nu reușim să ne desprindem momentan, deși eu sper treaba asta pentru că am jucat 70 de minute cu un om în plus, dar iată, sunt greșeli de genul ăsta mici, individuale, care, uite, duc la ocazii în care se pot marca goluri și tu nu mai ai forță să le recuperezi. Și asta e dat de team cohesion. Deci asta, vă zic, garantat, este dat de team cohesion. Dacă intrați pe team cohesion și scrie acolo că executarea instrucțiunilor sau respectarea rolurilor de către jucători este mai greoaie din cauza lipsei unui team cohesion adecvat. Deci, n-am ce să fac, sper doar așa, prin frântum de-astea de meciuri sau prin norocuri chioare să scoatem și noi puncte acolo unde ar trebui să scoatem puncte, pentru că, de exemplu, meciul ăsta este un meci unde trebuie să scoți puncte. Marchează Tanio, Gabriel Răducan, un assist foarte bine și deja o să mă cobor un pic, pentru că având un om în plus îmi permit treaba asta, mai ales că n-am jucat cine știe ce, dacă nu mă înșele chiar prima oară când conducem în meciul ăsta. Da, și asta zic, că sunt multe necunoscute, suntem încă la început de drum, mi-aduc aminte că și anul trecut m-am plâns la fel la început. Deci hai să luăm încet cu încet, hai să luăm încetul cu încetul. Haideți să ajungem, nu știu, probabil undeva în perioada iernii, după un minim tur de campionat și să tragem o mini-linie atunci, să vedem cine și-a dobândit sau cine merită locul în primul 11 și cine nu. Și de acolo n-avem decât să sperăm în partea a doua sezonului să obținem punctele de care avem nevoie să menținem echipa în Liga 1. Bun, 4-3 minute 87, trebuie să mai ținem un pic, nu trebuie să mai facem greșeli, până acum zic sincer că cred că cel puțin două goluri le-am luat pe greșeli proprii, gândesc, cearcă să paseze în bandă acolo. Sefer, care din nou are un meci dezastruos, 6-4, și cred că voi începe din meciul următor să nu-l mai folosesc titular. Și Gânțe poate închide tabela aici, aproape de a închide, cred că are un hat-trick la activ, cred că are hat-trick.
Gânțetanio, Gânțieră Ducan, are două, putea face hat-trick-ul și luăm trei puncte. Dar greu, pe două goluri date întâi de ei și roșu ăsta ne-a salvat, părerea mea. Dar important e că am luat puntele. Până la urmă, ceea ce ne interesează. Și că îmi ridică moralul. De fapt, ăsta e primul lucru care ne interesează. Ridicarea moralului echipei și formarea echipei pe nivel de cohesion. Bun, Gânțe joci extraordinar, băiatule. Deci, e regen. Nu, e de la Cao Oradea și a fost la Roma. Deci îl găsiți și voi. Patrick Gânțe, îl găsiți. Nu știu... Are 8 meciuri, 8 goluri. Ce vreți mai mult atât? Nu știu să vă zic dacă nu cumva în database are potential range și atunci nu e fix, s-ar putea la voi să nu fie la fel de bun, dar vi-l recomand. O să scriu asta și pe Discord la secțiunea jucători de recomandat. Vi-l recomand. Bun. Revenim cu meciul cu Gazul. Bun, am făcut și un amical între timp. Din nou am avut o pauză de 14 zile între meciuri, lucru care ne-a permis să facem un amical cu Florești 4-1. Am mai adăugat un pic la atmosferă, pentru că la Team Cohesion nu prea adaugi în amicale, nu știu de ce, dar nu prea adaugi. Și revenim la meciul cu Gaz Metan, Mediaș, care a câștigat, dacă nu mă înșel, vine după două victorii la rând și a avut o serie mai grea, victorie cu Botoșani și a învins CFR-ul 2-1. Bun, 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 bun. Și cam are și cam tot lotul întreg. Da, interesant, o să fie un meci interesant, FCSB câștigă cu Astra, revine încetul cu încetul acolo sus, nu a avut un start tocmai minunat, Tania s-a accidentat câteva zile, așa că îl vom trece pe banca de rezerve Vilela, îi va lua locul. Echipa rămâne aceeași cu mici modificări. L-am reintrodus pe țările, vreau să-i fac fitness-ul, vreau să văd ce poate, pentru că a fost jucătorul nostru cheie în ultimele sezoane, plus că în detrimentul unui jucător împrumutat de la o altă echipă, prefer mereu jucătorii noștri. Sefer va ieși meciul ăsta, îl voi juca pe Wallace, așa cum am spus-o și la meciul trecut, rămân însă Popescu și Răducanu, ei trec peste media aia care îmi place mie să o țin de 6-42, l-aș fi schimbat și pe Tineiu, dar să-l schimb pe el cu Șerban și să-l bag pe Aradu aici. Hai să facem treaba asta. Bun, și acum respectăm și regula. Hai să facem treaba asta pentru că avem un meci cu o echipă mai dificilă și dar nu, o să fac altfel. Ba nu, lasă așa. Mă gândeam că varianta ar fi și Mânărean în locul lui Wallace, în locul lui Sefer, dar lui Wallace chiar vreau să-i dau șansa asta. Mai ales că e jucător de perspectivă. Și mi se pare că a marcat și în a marcat și în amical. Dacă nu mă înșel, do it, nu, I'll sort. Am uitat două poziții. Formulă ciudată la Gaz Metan. Un 5-2-3 sau un 3-4-2-1. Cum vreți să-i spuneți, așa îi spuneți. În teorie puteți să-i spuneți și 3-2-2-1, că practic fiecare rând ar trebui numărat. Ciudat. O tactică ciudată care sper să nu mai fi jucat până acum și sper să ne producă nouă un avantaj. Nu prea jucăm noi pe benzi, dar cine știe. Oricum, ofensivă, asta e clar, o să fie un alt meci în care probabil vom avea parte de multe, multe goluri. Asta mă aștept și pot să fiu sigur de treaba asta. Jucăm acasă, ceea ce ne conferă încă un pic de avantaj, poate, dar clar favoriții sunt cei de la Mediaș, peste care am putea da și în cupă.
În primul tur din cupă am picat cu o echipă de Liga 3, dacă nu mă înșel, nu știu să vă zic sigur. Însă, mai apoi, într-un tur avansat, când încep să joace echipele, a fost offside, clar. Însă, într-un tur avansat, când încep să joace echipele din Liga 1 și a 2 între ele, ca și adversar mai mare și mai valoros avem, vom întâlni Gazmeta Mediaș. Important e să ajungem noi până la faza respectivă, pentru că dacă vom ajunge la faza în care să întâlnim Gazmetan în cupă, asta înseamnă că ne-am îndeplinit obiectivul în cupă, lucru care este mai presus de orice, lucru vital în menținerea noastră la cârma echipei Bistrița. O echipă care începe ușor, ușor, așa, dar lent, ca un motor diesel, să începe să arate cât de cât a echipa pe care eu mi-o doresc. Dar mai este de muncă. În momentul în care jucătorii ăștia pe care am adus vara asta vor crește, spuneam și în episodul trecut că vom ajunge în ipostaza în care să putem spune că obiectivul nostru este mid-table. După ce ne clasăm la mid-table, este suficient să avem parte de un sezon surpriză în care să câștigăm, nu știu, play-out-ul și mai apoi locul de... Wallace. Și mai apoi locul de Europa League. Și odată ce ajungem la performanța de a aborda un... loc de Europa, cred că putem face încetul cu încetul și saltul la încercarea atingerii play-off-ului și mai apoi clasarea în primele 3 și titlul și etc. Dar e mult de muncă până acolo, n-are rost să intrăm în discuția asta acum. E vorba probabil de 3-4, poate chiar mai multe sezoane. Și nu știu când o să iasă noul joc, cât timp o să mai avem de jucat FM 2021. Ce e cert este că câteva sezoane le mai ducem. Mă risc, dar n-avem ce face. Încercăm și varianta asta cu, până la urmă, un punct e un punct. Până la urmă, un punct e un punct și cu gaz metan, un punct e un punct. Paul Potra ia galben, fault, lovitură pentru gaz care și schimbă extraordinar de mult formula. Se vede că sunt un pic disperați să marcheze. Și dacă marchează, eu tind să cred că sunt fericit. Dar scoate Ignacio. Dar și dacă ne vom lua gol pe finalul meciului, merg către a fi fericit, asta pentru că scoți punct cu o echipă din primele clasate momentan. Nu știu cât va rămâne acolo, însă este o echipă clasată în zona de play-off după 10 etape. A bătut CFR Clujul, să nu uităm câte ne-au dat cei de la CFR Cluj. Cred că am făcut ceva aici, dar nici eu nu știu. Cred că am dat pe rezerve. Și acum nu mai știu să schimb. Field subs. Aha, mișto. Am descoperit lucruri noi. Deci da, punct... episod interesant. Episod bun. 3 puncte primul meci, un punct în al doilea, sunt 4 puncte foarte importante. Nu știu ce n-au luat ăștia. Cum că ar fi fericit pe treaba asta. Dar urcăm pe 12. Este irelevant, urcăm pe 12, cel puțin, chiar dacă e prematur. Și cam atât. Ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Nu uitați din nou de ceea ce vă spuneam la început de canalul de Discord. Găsiți link-ul pe pagina de Facebook. Nu uitați de like, share și subscribe, bineînțeles, și lăsați în coment dacă aveți ceva de spus în legătură cu seria asta.
Probabil tot astăzi va ieși și episod din seria Journeyman, un nou meci acolo interesant pentru titlul la Newcastle. Eu am fost Radu, toate cele bune, ciao!